Măldărășanu a ajuns la vorbele lui Mircea Lucescu, celebrul antrenor îi spunea ploieșteanului pe vremea când îl pregătea că tinerii sunt inconstanți și este greu de lucrat cu ei. Mălde este antrenor și a venit rândul să se lovească de ceea ce îi explica Lucescu odată. Marius Măldărășanu este antrenor la echipa a doua Astrei în Liga a treia și încearcă să învețe pe tinerii fotbaliști ceea ce a acumulat și el de la atâția tehnicieni cu care a lucrat de-a lungul carierei sale de jucător. Asta o știu de când l-am avut antrenor pe Nea Mircea și spunea că jucătorii tine sunt foarte inconstanți. La momentul ăla eram eu unul dintre ei și făceai un meci bun, două, după care știu, jocuri dezastroase. Așa se întâmplă acum că sunt antrenor, mă lovesc de acea situație. O situație inedită pentru antrenor este faptul că îl antrenează pe Șumudică junior. Măldărășanu și Șumudică au fost colegi, iar acum tehnicianul ploieștean încearcă să-l facă pe băiat mai bun ca tatăl său. Și juniorul vrea să depășească performanțele seniorului care, uneori, îi urmărește meciurile din tribună. Îmi place, să zic, Benzema cum joacă. Benzema îmi place mai mult. Și de la Astra, Budescu, de la Astra în urmă la Liebeck. De ce? Seamănă puțin. Astra 2 joacă meciurile de pe teren propriu la Ploiești în cartierul 9 Mai, iar în clasamentul seriei a doua ocupă locul 4 după tot atâtea etape cu 7 puncte.